Cum ziceam, Apostolul Pavel nu spune că ambele variante sunt la fel de valabile și la fel de corecte. Adică unul crede că e păcat să mănânci, altul crede că nu este păcat, e tot una. Unul crede că este ok să ții o zi, altul crede că nu este ok să ții o zi, e tot una. Nu asta spune Pavel, da? Pavel nu zice că e relativ. Pavel spune că Biblia are poziții clare despre aceste lucruri în mod obiectiv, da? Cum este vorba despre mâncare, totul este curat, dar zice că ar fi păcat pentru un frate să-și încalce conștiința și ca să te porți față de el cu lipsă de dragoste. Și asta e valabil pentru tot ceea ce este parte din viața bisericii, da? Pavel nu zice celor care consideră în mod corect că nu e păcat să mănânce, da? Că ar trebui ca să considere să-și schimbe părerea, da? Nu zice asta. Sau că ar trebui ca să-și schimbe părerea și să zică, știi, eu înțeleg că toate sărbătorile astea, practicile astea nu mai sunt valabile, dar am să-mi încalc eu conștiința de dragul fratelui meu. Nu spune asta, da? Deci nu poruncește celui care înțelege corect Biblia să-și încalce conștiința sau să mințească despre ce spune Biblia de dragul fratelui său, da? Nu! Pentru că ar trebui ca să-și încalce el conștiința și cuvântul lui Dumnezeu pentru cel slab. Și nu asta e ideea, să încălcăm cuvântul lui Dumnezeu pentru cei slabi. În niciun caz. De fapt, exact de aceasta îi ceartă pe cei din Galatia. Pentru că cei slabi din biserică au ajuns să facă legea în biserică împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că ei n-au putut ține pieptul împotriva iudeilor care le vesteau o falsă evanghelie și false obiceiuri și false practici, da? Au fost slabi și au implementat în biserică niște lucruri care nu trebuiau implementate. Deci Pavel zice, nu cedați în fața lucrurilor incorrecte biblic, dar vă poziționați cu dragoste. Cu dragoste, da? Asta ne poruncește Pavel să facem. Zice că trebuie să respectăm cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie ca să avem grijă pentru mădularele mai slabe. Să le tratăm cu dragoste, cu respect, cu atenție, da? Dar asta nu înseamnă că din respect și din dragoste și din atenție pentru mădularele mai slabe răsturnăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu înseamnă asta. La fel cum nu înseamnă că mădularele mai slabe din dragoste pentru fraților ar trebui să-și încalce conștiința.